Adela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. Vă invit să vedem împreună știrile orei 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată câteva titluri. Silvia Radu le cere aleșilor locali să nu mai întârzie la ședințele Consiliului Municipal. Astăzi doar 6 consilieri din cei 51 au fost punctuali. Operațiune antidrog de amploare în Republica Moldova. În cursul dimineții au fost reținute peste 19 persoane și ridicate peste 20 de kilograme de droguri. Beneficiarii ajutorului social riscă să-l piardă dacă nu vor cheltui banii pentru necesități stricte. Autoritățile vor face controle în acest sens. Regele Mihai I al României, aflat la reședința din Elveția, a primit Sfânta Împărtășanie de la un trimis al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale. A fost stabilită, guvernul a aprobat lista de circumscripții uninominale care vor fi deschise pentru alegerile parlamentare de anul viitor. În total sunt 51, dintre care 48 pe teritoriul Republicii Moldova, iar restul de 3 în străinătate pentru cetățenii din diasporă. Proiectul trebuie să fie aprobat și de Parlament. Teritoriul Republicii Moldova aflat sub controlul constituțional 46 de circumscripții uninominale. Pentru reprezentarea teritoriilor din stânga Nistrului aflat temporar în afara controlului autorităților constituționale a statului, două circumscripții uninominale. Una dintre circumscripțiile de peste Nistru va cuprinde localitățile Camenca, Râbnița, Dubesar și Grigoropol, iar cea de-a doua orașul Slobozia și municipiile Tiraspol și Bender. Peste hotarele Republicii Moldova vor fi deschise trei circumscripții uninominale, după cum urmează. Una la est de Republica Moldova, alta la vest și cea de-a treia pentru SUA și Canada. Da. Proiectul privind constituirea circumscripțiilor a fost criticat dur de liderii de opoziție. Indignată, Maia Sandu a declarat că harta a fost croită pe măsura lui Dodon și Plahotniuc. Premierul a venit cu o replică. Este ușor să critici dintr-o parte și este mai complicat să participi nemijlocit în lucrările acestei comisii și să vii cu propuneri absolut constructive. La parlamentarele din 2018, cetățenii Republicii Moldova vor ieși la urne și vor vota în premieră după sistemul de vot mixt. 51 dintre cei 101 de deputați din legislativ vor fi aleși în circumscripții, iar restul 50 pe baza listelor de partid. Modificările la legea electorală s-au realizat după ce deputații PD au propus introducerea sistemului de vot uninominal, în timp ce socialiștii insistau pe sistemul de vot mixt. Această idee a fost acceptată și votată de majoritatea parlamentară. În ciuda recomandărilor experților Comisiei de la Veneția, care au spus că schimbarea sistemului electoral nu este oportună. Românii din străinătate și-ar dori să se întoarcă acasă dacă ar găsi oportunități pentru a dezvolta mici afaceri. Vă spunem mai multe imediat în Telejurnal. S-a făcut apelul astăzi la Consiliul Municipal Chișinău, doar 6 consilieri din cei 51 s-au prezentat la ședință. Astfel, noul primar interimar a fost nevoit să amâne ședința. Silvia Radu spune că nu va tolera un asemenea comportament din partea consilierilor și dă asigurări că va face în așa fel încât disciplina să fie respectată. Ședința CMC a fost convocată la ora 10 fix. Punctual s-au dovedit a fi doar primarul interimar, Silvia Radu și câțiva consilieri. Restul nu au mai venit. Fiecare ședință începe cu întârziere de cel puțin jumătate de oră. O lipsă de respect față de locuitorii Chișinăului, afirmă noua șefă de la primărie. Consider acest lucru absolut inadmisibil și inacceptabil. Primesc salariu din bugetul primăriei pentru ședințele Consiliului de Administrare. Primesc un salariu de 10 ori mai mare decât salariul mediu angajaților primăriei și de aceea ar trebui ca consilierii să-și onoreze cel puțin salariile pe care le primesc. Astăzi, pe ordinea de zi, urmau să fie examinate 10 de proiecte, dar și mai multe cereri ale locuitorilor din Chișinău. Revoltați de lipsa de punctualitate sunt și ceilalți consilieri. Nu înțelegem declarațiile unor șefi de fracțiuni și nu înțelegem declarațiile unor consilieri din Consiliul Municipal, care la posturile de televiziune și în evenimentele publice rup cămașa de pe ei și spun că lucrează în interesul cetățenilor. Stimați colegi, unde sunteți acum? De ce nu sunteți prezenți în sală? Să soluționați problemele cetățenilor. Se pare că declarațiile dumneavoastră sunt minciunoase. Să lăsăm supărările
da? Și cei din dreapta, și cei din stânga, să venim în susținerea primarului general interimar. Eu am speranța că în cei 2 ani, până în 2019, se vor realiza și cu adevărat, vor fi realizate proiecte frumoase pentru oraș. Mi-ar fi putut adresa un demers prin care să mă informeze despre faptul că, doamna Radu, nu vrem să vă vedem la ședința primăriei, dar suntem dispuși și avem nevoie să ne întâlnim, fiindcă nu vrem să vă vedem. Eu vă asigur că eu nu aș fi venit. Chiar dacă în sală aleșii locali puteau fi numarați pe degete, a fost încurcat de 3 ori numele consilierului Chirtoca. Domn Chirtoca, vreți să spuneți ceva? Vă rog. Domn Chirtoca, vă rog. Mulțumesc, stimată doamnă primar. Eu vă trag atenție că eu sunt totuși Chirtoca. A, eu îmi cer scuze. Eu cred că cu Chirtoca deja terminăm aici. Mulțumesc mult, doamnă Chirtoca. Silvia Radu a ajuns în fotolul de primar interimar de Chișinău la începutul acestei săptămâni. Mandat unic pentru magistrați, aceștia vor deține funcția până la vârsta de pensionare. Totodată, imunitatea judecătorilor va fi redusă astfel încât să poată fi cercetați penal. Modificările la legea supremă aparțin Ministerului Justiției și a fost aprobată ieri în cadrul ședinței Guvernului. Până acum, magistrații instanțelor de judecată erau desemnați în două etape. Mai întâi, pe un termen de 5 ani, după care li se prelungea mandatul automat, până la vârsta de pensionare, numai în cazul în care aveau o purtare exemplară și înregistrau abateri. Judecătorii vor rămâne fără imunitatea generală și va fi introdusă doar una funcțională. Cu alte cuvinte, se va da undă verde pentru anchetarea penală a magistraților. Modificările au fost incluse în articolul 116 din Constituția Republicii Moldova. O altă noutate este că judecătorii își vor putea obține mandatul de activitate și de la Consiliul Superior al Magistraturii, nu doar de la șeful statului. Astfel, în lege va fi stipulat că președintele Republicii Moldova are dreptul să respingă o singură dată candidatura propusă de către Consiliul Superior al Magistraturii. De a consolida independența și autonomia organelor de autoadministrare a autorității judecătorești. De asemenea, acest document propune schimbarea modului de formare a Consiliului Superior al Magistraturii cu excluderea Ministrului Justiției, a Președintelui Curții Supreme de Justiție și a Procurorului General în calitate de membri din oficiu a acestui Consiliu Superior al Magistraturii. Și membrii CSM vor ajunge în funcții după reguli noi. Ei vor fi aleși pe un termen de 6 ani și se va renunța la practica de a deține 2 mandate consecutive a câte 4 ani. În competența membrilor Consiliului Superior al Magistraturii va fi și numirea președințelor și vicepreședinților instanțelor de judecată. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să fie votat și de Parlament. Românii din diasporă și-ar dori să se întoarcă acasă dacă ar găsi în țară oportunități pentru a dezvolta mici afaceri care să le asigure un trai decent. Aceasta este concluzia la care au ajuns membrii diasporei din Belgia care s-au întâlnit la Parlamentul European cu ministrul de resort. Am discutat de asemenea despre politicile de sprijinire a integrării românilor în țările unde se află, problemele cu care aceștia se confruntă, dar un subiect foarte interesant a fost cel al revenirii acasă, al reinserției, al măsurilor pe care guvernul le-a luat pentru sprijinirea acestui fenomen. Cred că este o dezbatere extrem de utilă și ne bucurăm foarte mult că putem continua să avem dialog cu toate asociațiile. Pentru ce să muți primăria la Condrița sau la Colonița, dacă ea este oricum controlată de cel din clădirea de pe Cantemir? Este replica liderului PL Mihai Ghimpu după ce Vladimir Plahotniuc a întrebat ieri pe liberali și socialiști de ce nu au pus un primar interimar la primăria Chișinău și au lăsat asta în seama unui consilier al Partidului Democrat. Schimbul de replici vine după ce fostul director de la Gaz Natural Fenosa, Silvia Radu, a fost numită în funcția de primar interimar al capitalei Republicii Moldova. Ghimpu spune că Silvia Radu este proiectul lui Plahotniuc, care ar controla toate instituțiile statului și care ar fi comandat și cercetarea penală a lui Dorin Chirtoacă, doar ca să poată manevra și primăria Chișinău. Plahotniuc a spus că guvernul, condus de adjunctul său de partid, va susține proiectele importante ale municipalității. Reformă cu aceleași persoane. Concediați din funcția de viceministri, aceiași funcționari, cu mici excepții, au ajuns deja în funcțiile de secretar de stat. Fiecare minister se va alege cu cel puțin 3 astfel de angajați care vor fi responsabili pe diferite domenii.
Eliberarea domnului Anatol Usată din funcție de viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor. Eliberarea domnului Serghei Bucătaru din funcție de viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor. Eliberarea domnului Vitalie Tarlev din funcție de viceministru al tehnologiei informației și comunicațiilor. Și eliberarea domnului Vitalie Iurcu din funcție de viceministru al economiei. Proaspăt eliberați, toți aceștia au ajuns și în funcțiile de secretar de stat. Vitalie Iurcu va fi responsabil de domeniul economic, Anatol Usată de cel al construcțiilor și infrastructurii drumurilor, Iuliana Dragalin de infrastructura calității, Serghei Bucătaru va coordona domeniul transporturilor, iar Vitalie Tarlev pe cel al tehnologiei informației și comunicațiilor. În echipă nu se va mai regăsi Anatolie Zolotcov. Dorin Andros va lucra în continuare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în calitate de secretar de stat pe domeniul dezvoltării regionale și rurale. Schimbări majore s-au făcut în schimb la finanțe. Trei doamne vor ocupa fotoliul de secretar de stat. Este vorba despre Veronica Vragaleva, Veronica Ursu și Tatiana Ivanichkina. În atenția celor care vorbesc de egalitate de gen, vreau să aduc felicitări tuturor celor trei doamne care au fost numite în funcție de secretar de stat la Ministerul de Finanțe. După cum vedeți, acolo unde este mai greu, felicitări. Între timp, la justiție, Nicolae Ieșanu a schimbat denumirea funcției din viceministru în secretar de stat. Iar Lilian Dari a plecat din funcția de viceministru al afacerilor externe. În schimb, a rămas Daniela Morar, responsabilă de tot ce ține de integrarea europeană, iar de domeniul cooperării va răspunde Tatiana Molcean. Ambele colegi sunt în sistemul diplomatic de peste 10 ani, au o experiență legată de activitate atât în cadrul ambasadelor Republicii Moldova peste hotarele țării. Dispun de toate calitățile pentru a exercita aceste mandate. La Ministerul Apărării a fost numit secretar Vladimir Iliev, iar la Ministerul Afacerilor Interne funcțiile de secretar vor fi ocupate de fostul viceministru Dorin Purice, dar și de Mihail Beregoi, Alexandru Larionov și Vitalie Bârsan. Mari schimbări nu s-au făcut nici la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Și-au păstrat fotoliile de secretar de stat Viorica Dumbrăveanu, Anastasia Oceretni și Rodica Scutelnic. Echipei i s-a alăturat și Nelea Rusu. După cum vedeți, domnule prim-ministru, aici am respectat egalitatea de gen. La Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, echipa de secretar nu a suferit mari schimbări, fiind compusă din Elena Belei și Andrei Chistol. Încă mai avem poziții de secretar de stat pentru care concursul va fi repetat. La sfârșitul lunii octombrie au fost numiți și secretarii generali de stat în ministere. Schimbările au loc în cadrul reformei guvernului. Autoritățile de la Chișinău au depus la Iași toate documentele pentru implementarea proiectului SMURD 2. Aflați din telejurnal când ar putea fi extinsă activitatea serviciului în Republica Moldova. Testele de bacalaureat nu corespund curiculei școlare și a fost întocmită cu grave erori. Acuzațiile vin din partea opoziției parlamentare, care spune că din cauza testelor întocmite greșit, 10 de elevi au picat în acest an examenul. În replică, guvernarea susține că experții ai Academiei de Științe au confirmat corectitudinea testelor de bac din acest an. La raport, în fața deputaților, a fost chemată conducerea Ministerului Educației pentru a da explicații cu referire la modul în care au fost organizate examenele de bacalaureat. Pe noi ne deranjează calitatea acestor teste, grila de evaluare a testelor care este inadecvată situație, necorespunderea testelor cu curicula școlară, grila de evaluare care nu permite copiilor să susțină bac. Nota maximală. Oficialii de la Ministerul Educației confirmă că testele de la examenul de fizică din acest an au conținut sarcini formulate greșit, ceea ce a dus la depunctarea candidaților. Situația care s-a creat în jurul examenului de fizică din acest an trebuie să ne deranjeze și din punct de vedere didactic. Ne interesează de ce această descreștere bruscă a numerilor celor care optează pentru examenul fizică, în care în acest an au avut doar 180 de candidați, ceea ce prezintă un procent din numărul total al celor care au optat pentru acest obiect. Totuși, oficialii resping acuzațiile că testele la celelalte discipline nu au corespuns programei școlare. Avem deci interpelare de la membrii Academiei de Științe specialiști în domeniu care argumentează că testele au corespuns curriculei educaționale.
așa că aici este concluzia specialiștilor în domeniu. În acest an, rata de promovare a examenelor de BAC este de 68,7%, cu 6 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. Operațiune antidrog de amploare în Republica Moldova, oamenii legii desfășoară peste 170 de percheziții în toată țara. În cursul dimineții au fost reținute peste 19 persoane și ridicate peste 20 de kilograme de droguri. Operațiunea a fost inițiată de procurori angajații Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu inspectoratele de poliție din teritoriu. Ar fi vorba de o schemă de comercializare a drogurilor în care erau folosite aparatele de plată electronică. Până acum au fost făcute peste 70 de percheziții în mai multe raioane ale Republicii Moldova. Ce se este? Pastile, ecstasy. De unde le-ați luat? Din Olanda. La ce preț le-ați procurat? 2200. De ce? Eu. Până acum, polițiștii au reținut cel puțin 19 persoane și au ridicat droguri în valoare de peste 8 milioane de lei. Este vorba de peste 4 kg de droguri sintetice, 7 kg de marihuana, 5 kg de plante de mac, 2 kg de etnobotanice, 650 de pastile ecstasy, heroină, plante uscate de cânepă. De asemenea, au fost depistate și ridicate 3 arme de foc deținute ilegal și peste 200 de cartușe. Serviciul mobil de urgență, resuscitare și descarcerare devine tot mai important în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău au depus la Iași toate documentele pentru implementarea proiectului SMURT 2, o extindere a activității din prezent a oamenilor în roșu. Se așteaptă o investiție de 10 milioane de euro, bani europeni, iar asta va însemna mai multe echipaje SMURT în ajutorul oamenilor. SMURT 2 a ajuns deja la prima etapă de aprobare. Așteaptă semnătura Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră de la Iași. Va ajunge ulterior pe masa autorităților de management de la București, urmând ca într-un final să fie aprobat și de Consiliul Europei. Toate aceste proceduri ar trebui să se încheie până în luna mai anul viitor, iar după semnarea contractului, SMURT-ul din Republica Moldova va primi un grant de 10 milioane de euro pentru extindere. Vom reconstrui și amenaja două unități de pompieri în contextul deschiderii punctelor de operare SMURT acolo și este vorba de un genj de cantimir. Vom achiziționa 14 unități tehnice, dintre care 10 ambulanțe SMURT și 4 speciale grele de descarcerare și, în ultimul rând, deci avem de construit 4 heliporturi în nemijlocită apropiere a spitalelor din țară. Deci, cel puțin pentru acest proiect, ne-am propus Cahul Belts și două în municipiul Chișinău. Este vorba de Institutul Mamei și Copilului și este vorba de Spitalul Clinic Republican. Astăzi, în Republica Moldova, nu sunt piste de aterizare pentru elicopterele SMURT de la Iași sau Galați, care trec prutul pentru misiuni de salvare. La Chișinău, pe post de heliport, servește stadionul Dinamo. Din preajma spitalului de urgență, problema apare atunci când pacientul adus cu elicopterul SMURT până la Chișinău trebuie să ajungă la un alt spital din capitala Republicii Moldova. Dacă elicopterul ar ateriza la o distanță mai mare, iar pe urmă iarăși trebuie să fie preluat de către automobil, trebuie să recunoaștem că și drumurile poate pe locuri nu sunt chiar cele mai bune la noi și îl mai scuturăm până la spital, deci șansele scad de viață poate chiar. Deci este imperativ necesar ca heliportul să fie, ca să nu zic că noi vorbim în nemijlocită apropiere, ar fi de dorit să fie chiar lângă spital. Cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență de la Chișinău promit să înceapă lucrările imediat ce banii vor ajunge în Republica Moldova. În 6 luni ne propunem să construim aceste heliporturi, undeva cam același termen și pentru reconstrucția unităților și respectiv achiziționarea tehnică. Mai mult autospeciale SMURT înseamnă și mai mulți paramedici. Inspectoratul pentru Situații de Urgență de la Iași urmează să construiască un poligon de instruire, unde vor fi școliți și paramedicii din Republica Moldova. Câți vor păși pragul acestui poligon e greu de spus. Autoritățile de la Chișinău își doresc ca toți salvatorii și pompierii să poată purta și uniforma roșie de paramedic. Acel angajat sau acel colega nostru care astăzi merge în echipa de stângere incendiu, deci mâine este transferat și lucrează pe echipajul SMURT.
Moldova a cunoscut pentru prima dată noțiunea de SMURD în septembrie 2014, atunci când primele 5 ambulanțe SMURD treceau prutul. Încet, dar sigur, băieții în roșu au reușit să ajungă tot mai des în casele oamenilor și le-au câștigat încrederea. Astăzi, în ajutorul oamenilor, ajung 10 ambulanțe SMURD, iar cel de-al doilea proiect ar trebui să dubleze prezența serviciilor SMURD în Republica Moldova, cu piste pentru aterizarea elicopterului, cu încă 10 ambulanțe SMURD și alte 4 autospeciale pentru descarcerare. Pentru toate astea, autoritățile au la dispoziție 3 ani. Pentru TVR, Irina Bejanaru și Constantin Danila. În perioada rece a anului, familiile defavorizate din Republica Moldova pot cere ajutor din partea statului pentru încălzire. Aceasta, dar și alte informații în știrile pe scurt. Dispozitivele medicale din instituțiile medico-sanitare din Republica Moldova vor fi verificate sistematic, fie la expirarea termenului de garanție, fie la solicitarea utilizatorului. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Cabinetul de Miniștri. Potrivit Ministerului Sănătății, datorită acestor verificări, instituțiile medico-sanitare vor avea în dotare dispozitive medicale sigure, eficiente și inofensive. Un hoț a fost reținut de oamenii legii după ce a sustras un portmoneu din geanta unei femei în microbuzul de pe ruta 116. Căptașul a fost escortat la Inspectoratul pentru Audieri, unde și-a recunoscut vinovăția. Individul a mai fost judecat pentru infracțiuni similare. El riscă o amendă de până la 17.000 de lei sau închisoare de până la 2 ani. În perioada rece a anului, familiile care au un venit mai mic de 1538 de lei pe membru de familie pot cere ajutor din partea statului. Este vorba despre o indemnizație fixă lunară de 315 lei, care va fi oferită pentru perioada noiembrie 2017-martie 2018. Cererile pot fi depuse la asistentul social din localitate pe tot parcursul anului. Până acum au fost înregistrate peste 124.000 de solicitări. În acest scop, statul a alocat peste 224 de milioane de lei. Anul trecut, de astfel de indemnizații au beneficiat peste 194.000 de familii. Utilizarea sobelor defecte pentru încălzirea locuințelor pune în pericol viața oamenilor. În raionul Criulene, persoana a decedat, iar alta a ajuns la spital în urma intoxicării cu monoxid de carbon. În primul caz este vorba de un bărbat de 51 de ani din localitatea Măgdăcești, care a fost găsit mort în casă după ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon. În cel de-al doilea caz, un bărbat de 39 de ani din localitatea Burlacu, care a fost transportat la spital tot în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon, după ce pe parcursul mai multor zile a folosit o sobă defectă pentru a-și încălzi locuința. Starea lui însă este una stabilă. Pentru prevenirea acestor situații, pompierii îndeamnă pe oameni să stingă focul în sobe pe timp de noapte și să aerisească bine încăperile, iar în situații de risc să sune la numărul 901. Intenția autorităților de a exporta în Uniunea Europeană carne și ouă este o idee bună, dar nu poate fi pusă în practică deocamdată. Și asta pentru că exportul produselor de origine animalieră impune mult mai multe condiții de securitate a alimentelor, dar și o infrastructură pe măsură. De această părere sunt experții economici invitați la emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova. Pentru ca ouăle și carnea din Republica Moldova să ajungă pe piața europeană, autoritățile trebuie să facă reforme în ceea ce privește siguranța alimentelor, să acorde o mai mare atenție la igiena și sănătatea animalelor și să elimine barierele tehnice. Acestea ar fi primele condiții pe care le-a anunțat la Chișinău comisarul european pentru comerț, Cecilia Malmström. Experții economici spun că Republica Moldova are mult mai mult de lucru în această direcție. În primul rând, ar trebui să existe o infrastructură a calității care să prevină, de exemplu, focarele de peste porcină cu care țara se confruntă periodic. Evident, în cazul produselor de origine animalieră și exportul este mai greu de realizat. Spunem, condițiile care ar garanta securitatea alimentară acestor produse sunt diferite și evident inofensivitatea este mai greu de exportat. Noi trebuie să construim acel, spunem așa, în linie generală, acea infrastructură a calității cu acele instituții responsabile pentru ca să putem preveni
astfel de focare. Calitatea scăzută a produselor face sensibilă Republica Moldova în fața unor eventuale embargouri din motive politice. Foarte multe ori astfel de focare sunt utilizate pentru a invoca anumite dorințe de a impune prohibiții pentru import, lucru care s-a întâmplat foarte frecvent pentru țările din America Latină, Brazilia, Argentina. Sau din motive politice utilizate de către Federația Rusă contra anul 2014. Da, contra anumitor produse din Statele Unite. Deci, și din Republica Moldova. Și din Republica Moldova, exact. Un standard, un protocol de cu securitate înaltă împotriva anumitor bacterii, microorganisme, acest lucru este redus la minim. Standardele de calitate ar trebui să fie impuse tuturor producătorilor, mai spun experții, așa încât să se evite riscul unor focare de infecție, ceea ce ar elimina și pretextele pentru embargouri. Astăzi, 65% din exporturile Republicii Moldova sunt destinate pieței europene, iar în 3 ani, Uniunea Europeană a crescut cotele de export pentru anumite produse. În schimb, nu au fost diversificate categoriile de mărfuri destinate exportului. Scăpată de sub jugul țarist, tot mai multe bresle din Basarabia reușesc să capete voci comune și să ceară autonomia regiunii. Printre cele mai puternice a fost ale dascălilor. Campania Sfatul Țării, 100 de ani de la înființare, este desfășurată de TVR Moldova și Radio Chișinău. La începutul anului 1917, în Basarabia, puțin peste 10% dintre bărbați și aproape 2% dintre femei erau știutori de carte. Analfabetismul era acutizat și de politica guvernului de la Sankt Petersburg de rusificare a populației băștinașe. O prea mare apropiere de România era văzută periculoasă pentru, chiar și pentru cei care gândeau în termeni de pan-românism. Vă dau exemplul situației de la Congresul Învățătorilor din 25 mai 1917, când la exclamația lui Pavel Gore, lui Paul Gore, frați români, viitor luminător ai neamului, profesorii care erau în sală au început să se revolte, că noi suntem români, suntem moldoveni. La congres a fost prezent și marele cărturar basarabean Alexe Mateevici. În cadrul cuvântării sale, acesta a spus: n-avem două limbi și două literaturi, ci numai una, aceeași cu cea de peste Prut. Aceasta să se știe din capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba. Unii zic că limba românească e franțuzită. Asta nu e adevărat. Este foarte interesant momentul că s-au activizat brusc în Basarabia cooperatorii, preoții, chiar și croitorii și bucătarii. Deci toți au început să facă congrese în care înaintau niște cerințe, care propuneau niște programe. Și vreau să spun că în toate congresele principale, a învățătorilor, a preoților, mai târziu la congresul militar care a avut loc în 20 și 27 octombrie, a apărut ideea Sfatului Țării. În aceeași lună, comercianții basarabeni își organizează propriul congres unde semnează cererea de autonomie a provinciei. Felul în care beneficiarii ajutorului social cheltuie puținii bani primiți de la stat va fi controlat cu atenție. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a modificat regulamentul privind plata acestui ajutor. Așa numitul audit al banilor va fi făcut de o comisie locală. Dacă se va descoperi că beneficiarii nu folosesc banii pentru necesitățile stricte, atunci vor rămâne fără ei. Documentul reglementează mecanismul de implementare a acordului între beneficiar și Direcția Asistență Socială. Se vor crea comisii locale care îi vor vizita periodic pe cei care primesc bani de la stat. Oficialii spun că este nevoie de un asemenea control pentru că adesea banii nu sunt folosiți așa cum trebuie. Însă în unele cazuri avem și beneficiari mult mai complicați. Deci beneficiari în special care au probleme de alcool, care utilizează resursele financiare obținute în alte scopuri și atunci prin intermediul asistentul social de data aceasta va avea ca suport și această comisie locală. Beneficiarii își asumă obligația să utilizeze resursele financiare primite în folosul familiei, primordial pentru asigurarea cu produse alimentare, vestimentație, îngrijiri medicale și școlarizare obligatorie a copiilor. Dacă această utilizare
greșită a resurselor financiare va fi depistată de comisie, atunci se va lua o decizie cu privire la stoparea ajutorului social sau la modificarea condițiilor de prestare a acestui ajutor social. Tot pe seama comisiilor locale rămâne și verificarea eligibilității beneficiarilor și corectitudinii datelor din declarațiile depuse pentru acordarea de indemnizații. O schimbare recentă introdusă se referă la prelungirea acordării ajutorului social, care se va putea face deja și prin telefon. Între timp, cererile incomplete vor fi acceptate spre examinare, urmând ca pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul înregistrării să fie prezentate datele sau actele ce le cerisc. Un aparat de ras crade, doi tineri din Republica Moldova a luat medalia de bronz la o expoziție internațională de inventică. Dar aceasta nu este singura performanță obținută la expoziția IENA 2017 din Nuremberg, Germania. La cea de-a 69-a ediție a expoziției Idei, Invenții, Produse Noi, Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală din Republica Moldova a participat cu 6 invenții. Sistemul de ras elaborat de Victor Vâlcov și Constantin Ciortan a fost apreciat cu o medalie de bronz de către juriul internațional și cu o altă medalie de către Asociația de Inventatori din India. Este vorba despre un aparat de ras inovativ care folosește apă și care nu necesită cremă de ras, gel sau săpun. În plus, este produs în proporție de 97% din materiale reciclabile. Dar acesta nu e unicul succes obținut de Republica Moldova. O combinație inovativă de substanțe elaborată de Universitatea de Stat de la Chișinău a fost apreciată cu o medalie de către Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România. La ediția din acest an a expoziției IENA au participat inventatori și organizații din 40 de țări, iar vizitatorii au avut posibilitatea să studieze peste 700 de invenții. În cadrul Startup Week 2017 a fost inaugurat astăzi Fondul de Investiții al Startup-urilor din Republica Moldova. Și dacă până astăzi tinerii antreprenori căutau finanțare peste hotare, de anul viitor vor ști sigur că au de unde accesa banii. Chiar dacă valoarea fondului inițial este de doar 200.000 de euro, fondatorii au speranța că în câțiva ani vor putea susține 10 de idei inovative. În Republica Moldova există multe mecanisme de finanțare a startup-urilor, doar că acestea nu sunt ușor de accesat. De aici vine și necesitatea creării unui fond de investiții care ar ajuta tinerii să-și pună ideile inovative în practică. Pentru început, bugetul de 200.000 de euro ar finanța în jur de 10 startup-uri și ar putea fi accesat de anul viitor. Criteriile de selecție vor depinde de potențialul viitoarei companii și de puterea antreprenorului de a convinge că are un proiect viabil. Noi nu avem încă capacitatea de a accesa fonduri foarte mari și de aia ne gândeam că ar fi bine să lansăm un fond de susținere a startup-urilor micuți. Acei primii bani care ai nevoie ca să te lansezi în afacere și ca să dormi liniștit. Politica infrastructurilor de afacere ar trebui să devină o Когда есть площадки, на которых стартапы могут встретиться и идеями, и опытом поделиться, это супер важно. И без этого вообще очень сложно работать. Бани в фонд vor veni de la USAID și de la guvernul Suediei, dar și de la o companie din România fondată de mai mulți tineri din Republica Moldova. Mi se pare că avem o cultură care nu e foarte antreprenorială. Mulți tineri cred că ezită să facă acest prim pas și nu au confortul să facă acest prim pas pentru că au alte presiuni. Cred că acest fond este un mic pas în direcția potrivită. Chișinău Startup Week este o platformă de comunicare între companii, investitori și guvern. Timp de 5 zile, antreprenorii cu experiență sau cei care abia vor să inițieze o afacere participă la 45 de evenimente de comunicare, instruire și business. Jurnalist Radio din Rusia, atacată de un bărbat cu grave probleme psihice, a revenit în emisie. Cum a trecut peste această traumă, aflăm imediat din telejurnal. Creștinii ortodoxi de rit vechi îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Dumitru, izvorătorul de mir și mare făcător de minuni. În biserici a fost oficiate slujbe, iar mai multe sate din Republica Moldova sărbătoresc hramul localității. De dimineață, biserica din orașul Cantemir, al cărui ocrotitor este Sfântul Dumitru, a fost neîncăpătoare. Oamenii au adus cu ei nuci, struguri, covrigi și mere pentru a da de pomană. Pentru cei adormiți, enoreași au dat de pomană colivă și colaci. Am pus aici și o capită, de facem o măsuță să pomânim pe al de Sfântul Dumitru, care am cumnat, spraț, neamuri mai multe sunt, trebuie să-i pomenim, să ne facem datorie acolo. Creștinii s-au rugat pentru sănătate, dar și pentru viitorul Republicii Moldova. Sfântul Dumitru este un
biruitor de vrăjmaș, un sfânt mare care îl cinstim totdeauna, venim la Sfânta Biserică. După slujbă, oamenii au stat la masă cu cei dragi, iar seara locuitorii din Cantemir se vor bucura și de un concert. Se mândresc locuitorii orașului Cantemir cu această sărbătoare și de faptul că și poartă numele Sfântul Dumitru. Potrivit tradițiilor populare, în această zi, pastorii obișnuiesc să își pună cojocul pe iarbă în mijlocul oilor, așteptând să vadă care din ele se va așeza pe el. Dacă va fi o oaie neagră, înseamnă că iarna va fi blândă. Dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi aspră. Printre obiceiuri care se săvârșesc în ajunul sărbătorii sunt și focurile vii. Persoanele care sar peste flăcări vor fi sănătoase întregul an și ferite de necazuri și boli. În Republica Moldova, aproape 60.000 de bărbați poartă numele Dumitru și peste 3.000 de femei se numesc Dumitrița. Astăzi, peste 1.300.000 de români își aniversează onomastica de ziua Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Potrivit religiei creștine, cei doi arhangeli sunt călăuzele sufletelor în drumul spre Rai. Sărbătoarea și are originea în secolul al V-lea la sfințirea unei biserici a Sfântului Arhanghel Mihail în Constantinopol. Sfântul Gavril a fost inclus mai târziu, când sărbătoarea a fost închinată tuturor îngerilor. Chipurile celor doi arhangeli sunt pictate pe ușile altarelor bisericești. Sfântul Mihail spre nord, iar Sfântul Gavril spre sud. Este ultima sărbătoare înainte de postul Crăciunului. Regele Mihai este în stare de suferință la reședința din Elveția de ziua Sfinților Mihail și Gavril, anunță un comunicat al casei regale. Sunt alături de el principesa moștenitoare Margareta și principele Radu. De asemenea, la reședință se află angajații casei regale detașați în Elveția și maicile de la mănăstirile din România care îl asistă pe rege neîncetat. Potrivit casei regale, nu va exista niciun eveniment organizat la reședință astăzi cu ocazia marii sărbători. Aseară un trimis al mitropolitului Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a venit la reședința din Elveția pentru a da majestății sale Sfânta Împărtășanie în prezența principesei moștenitoare. În timp ce guvernanții de la București adoptau o serie de decizii fiscale care nemulțumesc potrivă sindicatele și patronatele, în Piața Victoriei din capitala României, oamenii se strângeau pentru a protesta. Ei contestă vehement ordonanța care transferă contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Am ieșit să protestăm împotriva guvernului, împotriva măsurilor pe care intenționează să le adopte astăzi. Cu codul fiscal. Mă deranjează că guvernul conduce doar prin minciuni, spun că o să crească salariul brut, dar de fapt includ alte taxe în salariu. Aparent e o creștere, dar de fapt taxele cresc și banii care dădea compania o să-i dăm noi. Este o lege proastă pentru care care aduce haos în tot ce se întâmplă în economie. Suntem în situația în care un guvern care se declară și a câștigat alegerile pentru salariați și pentru lucrători, face de fapt nu un transfer de taxe sociale, ci face o schimbare de impozitare supraîncărcând salariatul și transformându-l, dacă vreți, într-un sclav modern. Tribunalul Constituțional din Spania a anulat astăzi declarația de independență a Cataloniei, adoptată acum 2 săptămâni de Parlamentul Regional. Instanța a formulat și un denunț pentru nesupunere civică împotriva lui Carme Forcadell, fosta președintă a legislativului catalan și a 2 dintre adjuncții ei. Forcadell și alți 5 foști parlamentari catalani vor fi audiați mâine de Curtea Supremă de Justiție. Mai multe capete de acuzare, inclusiv rebeliune și răzvrătire. O parte dintre foștii miniștri catalani au fost deja inculpați și se află în prezent în arest. Jurnalista radio din Rusia, Tatiana Felgenhauer, s-a întors pentru prima oară în studio după ce a fost înjunghiată în gât. A fost atacată chiar în clădirea radioului de un bărbat cu grave probleme psihice. Tatiana Felgenhauer s-a întors în studioul postului de radio Ecoul Moscovei după 2 săptămâni de la teribilul atac. A fost înjunghiată în gât și a stat mai multe ore în comă indusă pentru a putea supraviețui. Гораздо лучше и все потихонечку заживает. Ну, конечно, нужно сейчас набраться терпения, потому что
очень будет длинный у меня период реабилитации. У меня была очень тяжелая операция, у меня были очень серьезные повреждения. Не буду я грузить вас медицинскими подробностями, но, в общем, реабилитация у меня будет долгая. И в том числе реабилитация и речевого аппарата, потому что вообще, если мой врач знает, что я пришла на радио, мне кажется, он меня убьет. Jurnalista speră să revină la muncă până la sfârșitul anului. Atacatorul său a fost un bărbat în vârstă de 48 de ani care spunea că de 5 ani comunica telepatic cu Tatiana Felgenhauer. El și-a recunoscut fapta și va fi judecat în luna decembrie după un control psihiatric. Jurnalista l-a mulțumit și gărzilor de corp care o păzesc. Меня охраняют, и я ужасно благодарна людям, которые меня охраняют и дают мне чувство безопасности. Это мне сейчас очень нужно и в первую очередь чисто психологически. Radioul Ecoul Moscovei este una dintre puținele instituții media independente și este foarte critic la adresa guvernului. Este și o țintă a presei de stat. Chiar luna trecută, cu puțin înainte de atac, televiziunea de stat a difuzat un reportaj prin care sugera că radioul Ecoul Moscovei primește bani ca să destabilizeze societatea. Unul dintre producătorii postului a fugit din Rusia de teamă că viața este în pericol. Președintele american Donald Trump s-a aflat astăzi în China. Este cea mai importantă etapă a turneului său de 11 zile în Asia, în încercarea de a crea un front comun împotriva ambițiilor nucleare ale Coreei de Nord. Donald Trump a fost privit cu onorul de omologul său chinez Xi Jinping, căruia urmează să-i ceară sprijinul pentru a convinge regimul de la Fenian să renunțe la programul său nuclear. Potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de Reuters, în cursul vizitei de două zile în China, Donald Trump va cere Beijingului să rupă relațiile financiare cu Fenianul și să se conformeze sancțiunilor decise de Organizația Națiunilor Unite împotriva Coreei de Nord. Pe de altă parte, ministrul de extern al Chinei, Hua Chunying, a declarat azi într-o conferință de presă că autoritățile de la Beijing respectă mereu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate ONU privind Coreea de Nord. China este responsabilă pentru 90% din comerțul exterior al Fenianului și e principalul aliat al acestuia. Astfel, Donald Trump vrea ca Beijingul să impună restricții comerciale regimului nordcorean pentru a lipsi de resurse financiare și a opri programele nucleare. După vizita de la Beijing, președintele american își va continua turneul asiatic în Vietnam, acolo unde s-ar putea întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în timpul unui summit regional. În declarații de presă, Donald Trump a accentuat importanța pe care ar avea-o Rusia în stoparea programelor nucleare ale Coreei de Nord. În primele trei zile ale turneului în Asia, președintele american a făcut deja front comun cu Japonia și Coreea de Sud în fața amenințărilor nucleare ale nordcoreenilor. O nouă afacere capătă tot mai mult teren în România. Este vorba despre fermele de măgărițe pentru lapte. Cât de profitabile sunt, vedeți mai târziu în telejurnal. Opriți bullying-ul sau desființați recreațiile. Este îndemnul ONG-urilor din România care susțin că în cele 10 minute de pauză, unul din patru elevi este hărțuit sau amenințat. Agresorii sunt la rândul lor minori care așa au fost crescuți de părinți, spun psihologii. Crescuți, umflați, legate de greutate, legate de anumite trăsături, legate de ochelari, de aparat dentar. Sunt cele mai frecvente agresiuni pe care le suportă copiii în școlile românești. Insultele și intimidările se întâmplă cel mai adesea în recreații, când copiii ar trebui să socializeze, să se joace și să lege prietenii. Din păcate, unul din patru copii este victima bullying-ului în mod repetat. Școlile nu au o abordare comună în această situație. Unii profesori sunt mai implicați în stoparea comportamentului de bullying, dar alții sunt pur și simplu pasivi. Izolarea socială, umilirea, agresiunea fizică și verbală în mod repetat afectează sănătatea emoțională a copiilor. Psihologii spun că pe termen scurt pot apărea stări de anxietate, iar elevii pot refuza să meargă la școală. Însă pe termen lung se instalează depresia și se poate ajunge chiar la tentative de suicid. Chiar ieri am avut un băiețel care trece printr-o situație de grea la nivelul școlii și se gândește deseori că poate ar fi mai bine să mor decât să mai suport așa ceva. Cifrele organizației Salvați Copiii arată că în primul semestru al anului trecut au fost 7690 de cazuri de violență. Cele mai multe s-au înregistrat în județele Brașov, Timiș și Bihor. Unul din șase copii este bătut în mod repetat, iar în cele mai multe cazuri agresorii sunt la rândul lor minori. De foarte multe ori bullying-ul se învață acasă.
De foarte multe ori abuzul asupra copilului sau violența asupra copilului exercitată acasă se duce mai departe în strategii comportamentale pe care copiii le fac sau le suportă cu mai multă ușurință la școală. În lipsa unor măsuri pentru combaterea fenomenului, organizația Salvați Copiii a pornit campania Opriți bullying-ul sau desfințați recreațiile. Elevii cred totuși că se exagerează. Nu pot să stau la liceu, de exemplu, acum 6 ore, numai oră după oră, fără să am măcar 10 minute pauză. Peste 70% dintre adolescenți au fost martorii unei situații de intimidare în școli. Foarte puțini au avut curajul să reacționeze sau să reclame. În ultimii ani, fermele de măgărițe prind tot mai mult și în România. Cei mai mulți promotori ai afacerii de nișă sunt tineri care au curajul să parieze pe o astfel de investiție. Pe acest teren din comuna Budești, un tânăr din Vâlcea a înființat o fermă de măgărițe. Ideea i-a venit după ce a văzut o afacere similară la Oradea, acolo unde a absolvit facultatea de teologie. După 4 luni de activitate, se văd deja roadele investiției sale. Am început cu 5 capete, acum avem un efectiv de 9 capete, dintre care doar 2 produc. Investiția generală, inclusiv hrana și adăpostul, se estimează undeva la 3.000 de euro. Până acum, la noi aici, n-a fost așa ceva. Veneați o banii cu măgar de-ai lor, dar nu cu măgărițe să mulgă sau... Duceau disagii pe ei, că am internul. Tânărul fermier a început deja să livreze. Are clienți care plătesc în jur de 80 de lei pe un litru de lapte. Măgărițele noastre sunt destul de bune de lapte, aș putea spune. Una dintre ele un litru și cealaltă undeva la 600 de grame, dar o măgăriță nu dă lapte decât 6 luni de zile după fătare. Laptele de măgăriță este recunoscut pentru calitățile sale terapeutice. Din punct de vedere al compoziției, este cel mai asemănător cu laptele matern și poate fi utilizat și în tratarea unor boli. Din păcate, legislația noastră nu îi ajută pe astfel de tineri. Afacerea cu o fermă de măgari nu beneficiază de fonduri guvernamentale sau europene, pentru că măgarul este considerat doar un animal pentru cărat. Cea mai vizualizată știre de pe site-ul nostru spune că Guvernul Republicii Moldova a aprobat lista celor 51 de circumscripții electorale pentru alegerile parlamentare de anul viitor. Amănunte găsiți pe site-ul nostru tvremoldova.md. Să vedem în continuare care sunt principalele cotații valutare pentru mâine. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 17 lei și 52 de bani pentru un dolar american cu 5 bani mai mult și moneda europeană crește la 20 de lei și 32 de bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 39 de bani, hrivna ucrainană va avea valoarea de 65 de bani, iar rubla rămâne la 29 de bani. Pilotul Simone Tempestini va concura și în 2018 în WRC2 pe o mașină de ultima generație. Recomandat de titlul mondial al juniorilor, Simone Tempestini a beneficiat anul acesta de statutul de pilot oficial concurând în WRC2 pentru Citroen. Clasat la finele sezonului pe locul al 7-lea din totalul de 56 de participanți, clujeanul de la Napoca Rally Academy a fost recompensat și cu Citroen Ultimate Challenge 2017, trofeul acordat celui mai rapid pilot la volanul unui automobil produs de PSA. Totuși, rezultatul putea fi și mai bun, dar Simo s-a confruntat cu frecvente probleme tehnice, așa încât pentru 2018 își dorește o mașină mai fiabilă. Anul asta a fost mai mult un an de acomodare, în care am reușit să intru în ritm destul de bine în campionatul mondial WRC2. Comitetul Olimpic și Sportiv Român și-a găsit sponsor pentru pregătirea Olimpiadei de la Tokyo. O bancă are încredere că în 2020 România va fi pe podiumul olimpic. Încredere este cuvântul care a fost rostit de cele mai multe ori la semnarea parteneriatului. Contractul multianual se întinde pe 4 ani și va aduce în visteria COSR 2 de euro, bani care să susțină pregătirea celor care își doresc să urce pe podium la Jocurile de la Tokyo. Prin acest parteneriat vom avea sportivi mai bine pregătiți, sportivi mai educați, sportivi mai cu încredere mai mare în ei și în performanțele pe care ei le pot obține. Încrederea pe care o dăm, repet, poate celor mai pure valori din România, și asta vorbesc nu de azi, ci vorbesc de când s-a născut sportul olimpic, să poată să arate de fapt că încrederea se construiește în timp. După demonstrațiile unor copii de la judo, tenis de masă sau scrimă, cei doi președinți s-au întrecut la o partidă de tenis de masă. La acțiune au mai fost prezenți mulți campioni olimpici, Doina Melinte, Camelia Potec, Alina Dumitru sau Viorica Susanu.
Va ploua sau nu mâine, aflăm chiar acum din rubrica Meteo. Bun găsit! Mâine vremea va fi și mai posomorâtă și pe arii extinse va ploua în Republica Moldova. La noapte cerul va fi noros, iar minimele termice vor coborâ până la 5 grade Celsius. Mâine cerul va fi închis toată ziua. Nu vă uitați umbrelele acasă, pentru că va ploua intens în aproape toată țara. La Chișinău vom avea 8 grade la prânz și un cer noros. Vremea din România va fi potrivită cu data din calendar, ba chiar ușor mai caldă. Cerul va fi mai mult noros și în cursul nopții va ploua. La fel va fi și mâine, ploile se vor semnala pe arii extinse. Maximele vor oscila între 7 și 14 grade. Atât pentru moment, să aveți o seară minunată! Doamnelor, domnilor, după telejurnal rămâneți pe TVR Moldova pentru emisiunea Punctul pe azi. Aflăm acum de la colegul meu, Vasile Muntanu, ce subiect a pregătit. Bună seara, Vasile! Bună seara, Stella! Bună seara, domnilor! Domnilor, în această seară discutăm despre urzeala tronurilor din jurul primăriei municipiului Chișinău, după ce viceprimarul Nistor Grozavu a numit-o viceprimar pe Silvia Radu, care asigură deja și interimatul funcției de șef primăriei capitale. Asta în timp ce primarul suspendat Dorin Chirtoacă continuă să fie în arest la domiciliu. Acest subiect îl detaliem în această seară împreună cu vicepreședintele Partidului Liberal Valeriu Munteanu, deputatul Iurie Țap și consilierul municipal Oazu Nantoi. Așadar, vă aștept în mai puțin de 10 minute. Vasile, îți mulțumim, iar telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați că știrile noastre sunt pe tvrmoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. De la ora 20 nu ratați știrile de la București, chiar de la 22:30 serialul Onoare și Respect. Eu sunt Stella Denilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!